Așa ia să le fac la motanii mei preferați aici ceva de mâncare. Să pornesc aici ara gazul. Așa. Așa, am dat foc aici la ou, avem pâine, brânză, tot ce trebuie. Tata motan imediat se face mâncarea. Dar unde e domnul motan, l-ai văzut? Cred că e la televizor, rămâne acolo să uită de 5 ori continuu, nu știu la ce tot se uită. Adică el nu a dormit aseară? Nu prea o dormit aseară, că m-au ținut și pe mine treaz. Aoleu, domnule motan, bă, ce faci aici atâta timp la televizor? Nu-i bun televizorul pentru ochișorii tăi! Vino la bucătărie acum că pregătesc micul dejun. Au! Bă, Curița, ce faci? să mă uit la... Domnule Motan, bă, eu ți-am stricat. Hai, hai, hai la masă, hai, 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 domnule Motan, hai! Draculas, câte zile au trecut de când sunt aici? Bă, nu știu de câte zile stai, dar hai la masă, că bă, aoleu, se arde aici mâncarea, pune-te la masă, Stai bă, domnule stai Motan. bă, stai, 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 că rezolv eu aici. Stai, domnule Motan, nu da, nu da, nu da, nu da, nu da! Bă, stai, bă, la masă, că eu, de când... După ce că nu mai lăsa să mă uit la serial, o lua foc casa. Ai noroc că e tata motan aici, ai noroc, ai noroc. Am Asta noroc. s-a de data asta. Am noroc, nu, bă, Hai mă, stai Dracula, că stau aici cu mațile lipite, eu nu mai pot de foame, arde Uite, mâncarea uite la acolo, el, ce îi cade facem aici? mustața, îi cade mustața de la foame. Bă, stați pe băieți că acum fac. Vă aduc acum de mâncare. Acum, acum vă aduc. Au, mă frige, uitați. Au, uite, făcut din iubire ouul ăsta. Bă, Bă, uite, domnule Draculas. Motan, uite ce ne-a pus asta pe masă, asta vrea să mâncăm noi. Păi, Bă, dar ce are? ai uitat cel mai important lucru. Ce? Pâinea. Pâinea. Unde-i pâinea? Aoleu, pă, mai vrei și cu pâine, bă, ieri n-aveai ce să mănânci și acum vrei și pâine. Poftim, ți-am pus și pâine acolo. Dăm și niște suc, te rog. Păi, dar pot și eu să stau la masă, aoleu. Dar, domnule Motan, bea și niște suc. Bă, Bă, dar bă, bă, bă. berea mea unde-i? Bă, băieți, bă. Bă, ia tata Motan, bere de aici. Bă, Ia dar să stau mi-ai și eu la zis și masă. cartof, bă. Cartof, te rog. Atâta. După aia pot să stau la masă? Da. Ai de capul meu, na bă și cartofi de aici, gata, stau la Bă, masă. dar să iei și ibricul ăla cu cei de acolo, să-l pui aici. Și brânza, nu uita de brânză. Da, bă, da, să nu, bă, să nu uite brânza, nu, gata masa, băieți, poftă bună, că nu mai pot, Poftă mare, băieți. băieți, a stricat o dimineață perfectă, să știți asta, a stricat toată masa, micul dejun. Așa că Bă, stați și dar faceți vina mea, curat. bă, că ai dat. De ce să fac eu curat, bă? Fiindcă voi ați stricat. Tu dai cu A, racheta, da? știi? A, da. A, da? Opa, ups. Bă, ți-ai dat cu masa în ca... Bă, aoleu, Da, da. bate cineva la ușă. Stați aici, faceți curat, că eu mă duc să văd la ușă. Stai cu minte aici, domnule Motar, mai înțeles? Draculos, eu us la ușă deschidii. Aoleu, bă, care l-o chema pe tata Rechen? Care din voi doi l-o chema pe tata Rechen? Bă, poate am băut puțin aseară și l-am chemat. Draculos, dacă trebuie să mai strig o singură dată după tine, îți rup mâna. Acum a venit tata Rechen. Faceți curat, bă, că... Bă, ultima oară când era mizerie, pe mine m-au bătut și tu ai făcut mizeria aia. Domnule Motan, ia și curăț cutigaia asta, care are numai rugină pe ea. Hai așa spăl, Se ia curăț, se buretele curăț, astea. da? Aoleu! Ups! Bă, ridică-l pe tata Motan de jos și hai că mă duc Bă, după tata Rechen. ridică-mi ia mă din Draculos, picior, ridică. deschide odată. Bă, mă duc acum după tata Rechen. Aoleu, acum vin tata Rechen. Aoleu, acum vin tata Rechen. Aoleu, stai. Aoleu, ce Sunt mizerie. nervos. Aoleu, tata Rechen, ce surpriză să te văd, nu știi cât mă bucur. Ce faci? Bă, ce fac? A venit să vă iau cu mine, bă. Opa, avem feții noi. Bă, dar Păpușel, tu cine e cine nenea ești? asta? Cine e nenea asta de aici Cine e mare? nenea asta? Dacă nu l-ai învățat bine. Deci, tata Motan, ăsta e tata Rechin, tatăl meu, și tu, și tata Rechin, ăsta e tatăl Motan, tatălui domnul Bă, Motan. nu-mi pasă, bă, nu-mi pasă. Doar veniți cu mine să fac bărbați din voi. Uite, uite Bă, bă, dar la eu el sunt deja puțin. bărbat, mă, am fost în armată. Bărbat? Bă, am văzut copilași de 2 ani cu mâini mai groase decât tatăl. Deci, stai puțin, adică ce bărba vrei să ne faci? Bă, Draculas, cum să-ți spun mai simplu pentru tine? Că văd că nu înțelegi. Bă, că e greu, înțeleg. Bă,
Eu, la vârsta de 4 ani, bă, vânam câte 5 baleni pe zi, bă, ca să mănânc o săptămână. Și voi, dintr-o pâine, bă, nu puteți mânca 3 oameni. 3 chilodiți. Păi, tata, Rechin, uite, acum... Bă, fără comentarii. Auleu, bine, fără bine. Bine, tata, Rechin. Păi, și ce vrei să faci cu noi? De câte ori să mă mai repet? Veniți cu mine. Auleu. Bă, Draculas, mi-e frică să ies cu omul ăsta. Cine știe ce ne pune să facem? Auleu, bă. Păpușel, vino cu mine, vino cu mine. Hai, hai, tu vii cu mine. Draculas, ajută-mă. Du-te, trebuie să te duci cu tata Rechin. Vin încoace, vin afară, hai. Tata Rechin. Auleu, stai, nu mai da, nu. Auleu. Vin încoace. Bă, ce se întâmplă acolo? Bă, sunteți bine? Bă, ce bărbați sunteți voi, bă? Că pe vremea mea, la 2 ani, eu deja am luat bătaie cu lăpata. Draculas, te rog, ajută-mă, scoate-mi. Bă, dar n-am, bă, cu tata Rechin nu-i de joacă. Cu tata Rechin nu-i de joacă. Păpușel? Te-ai costumat odată că nu văd costumul. Păi, ce să mă costumez? Bă, tu ești costumat acum într-un fricos, bă, uite puțin la tine cum arăți. Bă, nici nu vini să zic că ești neam cu mine, serios să zic. Aoleu, păi tata Rechin... Te-ai costumat sau nu? Păi ce, aoleu, mi-e frică! În costumul de Among Us, în momentul ăsta. Aoleu, hai! Adu-le repede. Ai cu mine tata Motan, bă, hai sus! Draculas, 30 de secunde ai la îndemână ca să vii afară. Dacă nu, vă distrug casa. Hai, repede! Aoleu, trebuie să mergem rapid sus, domnul Limotan, vino în coace, bă! Vino în coace, domnul Limotan, haide, trebuie să mergem sus, hai! Bă, trebuie să punem costumele de Among Us pe noi. Domnul Limotan, unde-s costumele de Among Us? Ce-ai făcut cu ele? Bă, băieți, ce frumos am visat că eram liniștiți acasă, nu a venit nimeni astăzi. Noi. Băi, tata Rechin, bă, faci probleme acasă, vrea să ne bată. Bă, unde-s costumele de Among Us? Băieți. Auleu. Bă, auleu. Bă, mi-am amintit că le-ai spălat, bă. Cum v-ați la baie? Bă, nu știu, bă, unde sunt. Chiar nu am idei. Hai, tata Motan, hai să luăm costumele de Among Us. Așa, băieți, gata. Sunteți schimbați, vă stau bine costumele pe voi? Nu. Cum nu, bă, domnul Limotan? Hai, bă, odată să mergem. Nu vreau, bă, să merg, mi-e frică. Tu crezi că eu vreau? Bă, îmi este frică de tata Rechin, dar n-avem ce face, bă. Ce se întâmplă dacă îl refuzăm, nu? Ce se întâmplă? Bă, o să ne scoată urechile, bă. Hai să mergem, hai. Uleu. Haideți, băieți, hai, domnul Limotan. Bă, trebuie să te dau jos de aici, hai. Hai, domnul Limotan. Băieți. Bă. Hai, bă, odată, bă, că ne bagi în belele, domnul Limotan, haide, hai să mergem. O trecut cele 30 hai. De secunde. Băieți, o trecut alea 30 de secunde și v-am pregătit un cadou. Auleu, bă, ce-i aici, tata, mă, Rechin? Bă, te las, vă ofer oportunitatea să alegeți, bă, măcar atâta vă dau. Băi, eu vreau pe ăsta de aici, care are mai multe forme. Bă, tata Motan, te faci de râs în fața lui tata Rechin. Bă, știi ceva? Hai, bă, odată să mergem, urcați-vă în mașină, hai! O, de vii, bărbat, Draculasă. Auleu, bă, da. Tata Rechin, eu unde mă urc? Unde te urci? Vin în coace. Nu, m-a prins de gât! Bă, ce l-a aruncat? Unde trebuie să mergem? În baza Among Us? Acum în baza Among Us, ca să nu mă enervez mai tare. Auleu, hai să mergem, hai! Bă, băieți, mi-a rupt picioarele, bă! Auleu, haide, urcă-te în spate, domnul Limotan! Așa, hai să mergem, băieți! Auleu, haide că mergem acum! Auleu, stați așa, că am emoții, băieți, sunteți pregătiți? Bă, dar mi se face rău în costumul ăsta. Auleu, hai să mergem odată, hai! Tata Motan, zi mersi că eu stau cu fața în ceafa ta. Hai, băieți, să mergem odată! Among Us, venim! Auleu, bă, băieți, nu pot să cred, am ajuns în Among Us. Nu, iarăși! Tata Rechin, de cine ai adus aici? Draculas, am auzit cumva comentarii? Nu, iartă-mă. Așa credeam și eu. E vina domnului Motan, auleu. Tata Motan. Da, tata Rechin. Ascultă la mine, o să-ți explic regulile și tu le explici la... Și tu le explici la ăștia, bă. Deci, unul dintre voi e impostorul și trebuie să nu muriți din mâna lui, neapărat. Deci, oricare dintre voi trei
poate să fie impostorul. Bă, dar știu cine e impostorul, Dracula e impostor. Băi, tata mă... Așa zic și eu. Bă, tu taci, domnule Motan. Domnule Motan, repede să-l omorâm, el impostor. Deci nu-i domnul Motan, că nu e prea deștept ca să fie el impostor. Tata Motan, tu ești impostorul, tu ești impostorul, să știi. Nu, nu, sunt eu impostorul, mă, că eu Motan cu minte, n-am eu treabă cu de-astea. Și tata Rechin, ce vrei să faci cu testul ăsta? De ce să fiu un impostor? Vrei să ne batem între noi, nu? Asta e planul tău. Ia de-și curanga. Eu, în locul tău, m-aș uita în spatele tău. Bă, de ce are domnul Motan un cuțit? Tata Motan, fugi! 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 Nu pot să cred, domnul Motan e impostorul! Fugi! Aoleu, fugi! Nu! Deci, tata Rechin, băi, ce trebuie să facem? Nu trebuie să mori din mâna lui atâta. Fugi, fugi, fugi! Nu! Aoleu, ai milă! Nu! Dale-i Motan! N-am scăpare, n-am scăpare! Nu! Tata Motan, l-ai văzut pe domnul Motan? Bă, l-am văzut cuțitul, dar scoate-mă de aici! Trebuie să-mi faci ceva, nu vreau să ajung acasă în sicriu! Aoleu, dar mi-este frică, mi-este frică! Bă, trebuie să avem grijă, foarte mare grijă! Bă, ce, bă, se aude? Ce se vede acolo? Ce unde? Acolo? Unde? Nu văd nimic! Fugi! 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 Nu se poate așa ceva! Fugi! Oh, bă! Bă, ăsta ce caut aici? Bă, aoleu! Am plecat! Tata Rechin, ce caut aici, prietenul curcubeu blu? Ce caut aici? Păi el e impostorul, bă! Bă, el era impostorul! Păi și domnul Motan! Aoleu, fugiți! Domnule Motan! Fugiți, fugiți! Bă, fugiți, băieți! Uite-l cum vine după noi! Bă, fugiți, fugiți, fugiți! Aoleu, aoleu, aoleu! Plecați, băieți! Bă, plecăm, încercăm să plecăm! Bă, trebuie... Aoleu, trebuie să înconjurăm! Trebuie să ajungem la scanner acolo, să dăm cu scannerul să scăpăm de aici! Haide, veniți după mine! Haide! Unde e scannerul? Bă, uite-l! Bă, nu putem! Uite-l! Bă, ce vrea să facă? Hai acum! Acum îl ține tata Rechin! Fugiți prin spatele lui! Haide să nu vă vadă! Nu! Intrați rapid la scanner! Au! 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 Intrați rapid la scanner! La scanner! La scanner! Au! Dați scannerul! Haide să scăpăm! Nu! Aoleu! Intrați la scanner repede! Hai! La scanner! Hai! Bă, dat eroare scannerul, băieți! O dat eroare! Nu! Domnule Motan! Nu! 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 Domnule Motan! Nu! 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 Ai, lasă-mă, Blu! Nu! Au! A! Stai, Blu! Auleu! Bă! Bă! Sincer să vă zic, nu că sunt dezamăgit, bă! Bă, nu mai am cuvinte să spun cât de rău îmi pare că vă cunosc, bă! Hai acasă, doar hai acasă! Bine, mergem acasă. Dar vampirași, înainte să mergem acasă, dacă v-a plăcut episodul, nu uitați să apăsați butonul de subscribe, like, comentariu și desigur să vă abonați la canalele Motanilor din descriere. Vă iubim, vampirași, ești mai tari! Uhuu!